părere aveți despre manifestațiile care au avut loc în ultima perioadă în România? Ce părere aveți despre manifestațiile care au avut loc în România în ultima săptămână? Foarte bună. Dacă puteți să ne explicați un pic mai detaliat. Eu chiar am fost prezentă la o... vineri, parcă. M-am fost și eu. Mi se pare destul de ok să ne expunem punctul de vedere, mai ales noi, tineretul. Credeți că aceste manifestații vor face o diferență în politica românească? Nu cred, dar așa ar trebui. Deși cred că nu se va întâmpla mare lucru. De ce sunteți convinsă de aceste? Pentru că ei vor face tot ceea ce știu ei, nu vor ține cont de părerea nimănui. Guvernul tot va rămâne, deși ar trebui să țină cont de părerea noastră, că noi am votat și noi am dat, i-am pus acolo sus la putere. Da, nu se va ține cont. Cât să iasă și oamenii, că nu o să iasă un an de zile consecutiv. Bun, și-a dat demisia Ponta, și-a mai dat nu știu cine, trebuie să-și dea demisia tot, să plece tot, trebuie să se înființeze un partid din tineret. Și cine trebuie să știe? Pe noi trebuie să ne învețe cineva. Cine să ne îndrume dacă ei toți sunt niște excroci? Credeți că se impune dizolvarea Parlamentului acum? Și credeți că este posibil acest lucru? Nu cred, că nu se poate face nimic peste noapte. Gata, au ieșit oamenii în stradă 4 zile, nu se poate face peste noapte. Dar cred că ar trebui să se dea puțin, să se gândească că noi am pus uși, dacă... vrem noi, toți, nu neapărat noi la Vâlcea, toată lumea, putem să-i dăm și jos. Este foarte corect să iese lumea în stradă cât mai multă, să schimbe ceva în România, să nu se mai dea autorizații neregulă, fără acordul pompierilor, salvării, fără toate, că nu se poate. Numai cu de primărie nu se poate așa ceva. Sunt multe zone tot la fel, care tot la fel sunt autorizații date. Și în Gorj, la mine, spre Slivilești, tot la fel, numai de primărie dat. Autorizație, nu e salvare, nu e pompieri, nu e nimic. Credeți că aceste manifestații vor face o diferență în politica românească? Da. Sunteți convins de acest? Da, foarte convins. Se va schimba ceva, se va schimba totul. Va veni toate la rândul lor să îndrepte, să meargă cu autorizații corecte. Să nu mai se facă înșelăciuni și tot furturi peste tot. Mai există corupție la niciun nivel. Da, așa este. Nu o să mai fie. Credeți că aceste manifestații vor rezolva într-o oarecare măsură situația actuală? 99% da. Dacă vor ieși cât mai multă lume în stradă, se va rezolva. Se va schimba totul. Una din cerințele străzii a fost dizolvarea Parlamentului. Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului acum? Da. Este. Este posibil să se schimbe totul din Parlament. Pentru că nu se mai poate. De când a fost domnul Iliescu președinte, țara a luat-o în jos, n-a crescut nimic, salarii au scăzut, impozite mari, taxe, toate s-au... Ce părere aveți despre tragedia de la Clubul Colectiv? A fost o tragedie nesemnată, cu morți, cu toate, și nu, dacă n-au avut o singură ieșire, n-aveau pe unde scăpa. Asta a fost. Dar vina este a primăriei, primul rând. Și pe urmă, următoare care au fost, le-au deschis acel club. Tineretul își spune cuvântul. Credeți că aceste manifestații vor face o diferență în politica românească? Nu? Credeți că este nevoie de dizolvarea Parlamentului? Da. Credeți că este posibil acum? Poftim? Credeți că este posibil acum? Este. Dacă cer în masă așa și ies, atunci da. Dar să iasă și președintele țării printre ei. Ce părere aveți despre tragedia de la Clubul Colectiv? Nu mă luați, că mă cunoaște toată lumea. Întrebare. Ce părere aveți despre manifestațiile care au avut loc în ultima săptămână în România? O părere foarte bună. De ce? Păi trebuie schimbat tot sistemul, ce să mai... Credeți că aceste manifestații vor face o diferență în politica românească? Face dacă se începe cu dreptul. În ce sens? Adică, nu doar dată, poate ar trebui lăsați toți politicienii, dar pedepse foarte aspre pentru ei. Ar trebui ca în China, spânzurătorii în piața universității. Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului? Poftim? Sunteți de acord cu dizolvarea Parlamentului acum? Da. Credeți că este posibil?
E posibil. De ce să nu fie? Este. Totul e posibil dacă se vrea. O părere, până la urmă, trebuia să se întâmple. Credeți că aceste manifestații vor face o diferență în politica românească? Mă îndoiesc, dar nu chiar tot ce au cerut se poate și întâmpla. Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului acum? Nu. 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 Să se aștepte la alegerile așa și atunci putem... se produce haos. Dacă peste o săptămână s-ar face alegeri parlamentare, ați merge la vot? Nu cred că e posibil. Mergem? Bună seara! Ce părere aveți despre manifestațiile care au avut loc în România? Nu ne băgăm în politică, iertați-mă. Poate colegul meu. Să rămâne. E murdar tot ce este, e ceva de... Dacă nu se taie din rădăcină totul, nu facem nimic. Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului acum? Nu știu. Ce înseamnă costuri și viață și restul de mersul țării, țara trebuie să meargă, nu trebuie să rămână așa. Credeți că aceste manifestații vor face o diferență în politica românească? Da, vor face. Vor face, vă spun că vor face. Și cine este mulțumită România? Pensionare și cei care sunt la pensie de drept și cei care sunt pe pensie de boală. Iar tinerii care sunt, n-au unde să lucreze. În România nu mai există fabrică. Uite, Olchimu mai era, deci din 7.000 de muncitoare a ajuns la 5.000, la 5.000 de muncitoare au redus la 2.000. Și dacă vor mai rămâne 1.000 de oameni pe electroliză treci pe pulvenoxid. Deci se va duce de râpă totul. Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului acum? Da, este foarte posibil, da. Deci acești oameni trebuie să plece la pensie, să plece unde să pleca, să nu mai... Deci tineretul va face dreptate și va merge cu dreptate. Iliescu a încurcat țara asta de atâta timp și acest Ponta este, cum să spun eu, este un om care a promis Olchimului că va aduce și nici în ziua de astăzi n-a putut să rezolve nimica. Deși de la 2.000-3.000 de oameni au făcut și greva foamei și nu s-a rezolvat nimic. Nici ne-a mai băgat în seamă după ce a devenit prim-ministru. Chiar îi transmit pe calea aceasta, domnule Ponta, te rog du-te acolo în domeniul care e și teza care a avut doctorat. Trebuia să o dai de mult, nu cât ți-a cerut-o Băsescu. E cam bine, dar să vă spun așa, e bine ce face manifestarea. Dar să facă alții care sunt alții mai bine decât a făcut până acum. Ne vă mulțumesc. Nu mai uți. Da, vă mulțumesc. Nașpa. Credeți că aceste manifestații vor face o diferență în politica românească? Depinde de cei de sus acum. Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului acum? N-am înțeles. Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului acum? Nu știu. Nu știu, nu le-am cu... Ce să am, o impresie bună, dar cred că nu se realizează nimic, pentru că, vedeți, guvernanții își bat de mizeriile lor, populația este în stradă și văd că este din ce în ce mai... Credeți că aceste manifestații vor face o diferență în politica românească de acum înainte? Nu cred mare lucru. S-ar putea, dar sunt prea puțini în stradă și singura soluție care ar fi să facă parlamentari la 300 ca să nu se mai... Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului acum? S-ar putea la insistențele străzii, dar nu mai se iese în număr mare pe stradă în București, că atunci cred că se rezolvă ceva. Situația este foarte încurcată pentru că este și la sfârșitul anului și trebuie să facă bugetul și vă dați seama, e greu de tot, e greu pentru români, va fi o iarnă foarte grea. Nici nu știu ce să spun, mai ales că au fost numai meeting-uri și nu a participat foarte multă lume, pentru că
nu le pasă. Efectiv, nu le pasă, nimănui nu le pasă de noi, de fapt. Credeți că aceste mișcări de stradă vor face o diferență în politica românească de acum înainte? Păi în București cam a avut, dar aici nu știu ce să zic. Nu... Credeți că se impune dizolvarea Parlamentului acum? Sper să rezolvăm ceva. Chiar mi-aș dori să facem ceva, pentru că suntem români și avem drepturi. Credeți că este posibilă dizolvarea acum a Parlamentului? Da, eu cred că da. Am încredere în noi. Ne mulțumesc. Mulțumesc și eu. Nu mi se pare corect. Mie îmi plăcea de domnul Ponta. Și în legătură cu protestele, mi se par inutile. De ce considerați? Pentru că nu rezolvă nimic dacă ies în stradă. Credeți că nu se va face nicio diferență în politica românească cu aceste proteste? Nu, vor rămâne la fel, indiferent. Nu credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului, nu? Nu, nu. Sunteți de acord cu dizolvarea Parlamentului acum? Nu. Dumneavoastră? Nu. Orice ar fi, dacă stăm până la urmă să ne gândim, toți vor pentru ei. Nu ne vor nouă binele, în primul rând. Considerați că nu sunteți reprezentat la nivel de... Exact. Sunt așa rămas, nu știu, nu prea bine, pentru că orice ar fi, suntem văzuți prost, o țară un nivel slab. Și orice ar fi, orice parlamentar ar veni, la fel ar rămâne. Considerați că aceste proteste nu vor face nicio diferență în politica românească? De acum înainte. Nu, 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 sub nicio formă. Ce părere aveți despre manifestațiile care au avut loc în România ultima săptămână? Mai trebuie și din asta, să știți. Dar mă tem că se termină ca la noi, fiindcă noi avem probleme cu noi înșine. Că schimbarea asta trebuie să pornească de la noi. Dacă vă uitați în jur, vedeți câte începuturi sunt ca să nu ajung la mentalitate. Dar le doresc succes și să iese bine. Credeți că aceste proteste de stradă nu vor face nicio diferență în politica românească de acum înainte? Ba cred, ba cred. Cred. Adică nu cred, sper. Mai precis să zic așa. Dar sper să fie bine pentru toți și pentru ei, că sunt tineri și să sacrifică pentru noi. Una din cerințele străzii a fost dizolvarea Parlamentului. Credeți că este posibilă acum? Orice lucru trebuie făcut după reguli. Orice activitate umană, dacă nu și are reguli, se duce spre zero. În cazul ăsta, un haos politic. Deci trebuie respectate niște legi, niște reguli, de cei care trebuie să le respecte și totul cred că va fi bine. Dar cu respectarea regulilor, nu haos. Haosul nu aduce nimic decât haos, adică zero. Da, vă mulțumesc. Pentru puțin. Ce părere aveți despre manifestațiile care au avut loc în România în ultima săptămână? O întrebare. Da, ziceți. Ce părere aveți despre manifestațiile de stradă care au avut loc în România în ultima săptămână? Împărțită. Împărțită, da, da. E la mijloc, adevărul e la mijloc, nu mai poate continua, alegerile anticipate, e mare nevoie de ele, nu se pot face, e încurcată rău de tot. Și Putin de-abia ne așteaptă la goditură. Credeți că aceste proteste de stradă nu vor face nicio diferență în politica românească de acum înainte? Ba da, nu cred. Nici vorbă. Nu se schimbă nimica. Suntem foarte tari pe poziții. Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului? Asta a fost una din cerințele străzii în ultima săptămână în România. Ne trebuie un detergent foarte puternic ca să mai dizolvăm Parlamentul nostru. Vă mulțumesc. Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului acum? Posibil este, dar nu e de dorit. De ce? Păi atunci s-ar face alegeri după vechiul sistem. Și nu e bine. Și cum vedeți dumneavoastră soluțiile la această problemă cu care se confruntă România? Situație complexă și nu cred că pot să vă descriu în câteva cuvinte. E cam complexă. Vă mulțumesc. Știți ceva? N-am nicio părere că nu se merită să-mi dau cu părerea. De ce considerați așa? Rău îmi pare de tinerii care au murit, rău îmi pare și de cei care sunt internați și au probleme, e păcat de ei, dar știți ceva? Să-și caute locuri de muncă, că nu știu decât cluburi și atât. Asta e părerea mea.
Credeți că aceste manifestații de stradă vor face o diferență în politica românească de acum înainte? Nu sunt bune pentru noi. Pentru noi, pentru la cine vă noi, ceilalți oameni. De ce nu sunt bune? Fiindcă vom avea toți probleme din cauza asta. Ce știu altceva decât să iasă în stradă, să pună mâna pe muncă? Că nu vor rezolva nimic. Nu vor rezolva nimic cu ieșitul în stradă. Credeți că e posibilă dizolvarea Parlamentului acum? Nu. Asta fiind o cerință a străzii, una din cerințele străzii. Da, într-un fel ar fi bună dizolvarea, în altul nu. Că iar ne duc la alegeri, iară se alege ce se alege. Știți cum e cu alegerile și cu... Așa că nu știu ce să vă spun. Ce va fi, că nu e bine deloc pentru țara noastră. Nu e bine nici pentru noi pensionari, nici pentru tineret, că nu sunt locuri de muncă. Nici nu se omoară cu munca de altfel. Nu sunt locuri de muncă, dar nici nu se zbat să muncească. Vă spun, și asta este părerea mea. E rău, mă uit la cadrele, la profesori. Nu vă spun că își bat capul cu toți copiii. Și ăsta e adevărul, că sunt copii așa cum sunt în școli în ziua de azi. Se uită să dea în cap la profesori. Și profesorul ăla a muncit atâția ani. Deci, copiii ar trebui să-i respecte pe profesori, să fie silitori, cum eram noi pe timpuri. Că noi pe timpuri aveam o uniformă, nu intrai pe poarta liceului fără uniformă, sarafan, bluză, ciorap gros și așa mai departe, cordeluță, etichetă. Acum nu se mai pune problema, concurează tineretul cu profesorii. Sunt tinerii mai îmbrăcați cu profesorii. Că normal, profesorul la salariu care e, nu-și permite luxul pe care și-l permit unii dintre tineri. Așa că nu, ce se întâmplă nu e bine pentru țara noastră. Nu e bine pentru noi, nu e bine pentru, nici pentru ei, nici pentru pensionari, nici pentru cei care muncesc, vorba aceea. Dacă s-ar organiza alegeri peste o săptămână, ați merge la vot și ați vota? Ați avea pe cine să alegeți? Am mers tot timpul, dar nu știu dacă voi avea o opțiune. Considerați că de data aceasta nu mai aveți nicio opțiune. Nu mai ai nicio opțiune, nu mai ai încredere în nimeni. Fiecare când ajunge acolo sus, uită de noi cei de jos, uită de noi pensionarii, uită de profesori, uită de cadrele medicale, că slavă Domnului se zbat cu salariile. Da, și vă spun, nu va fi bine. N-am nicio opțiune, voi vedea, mă orientez la fața locului. M-am dus tot timpul la vot, pe normal, suntem români, avem drepturi la vot, trebuie să ne spunem opțiunea. Dar vom vedea care va fi opțiunea noastră. Vă mulțumesc! Să fiți sănătoși! Doamne ajută să fie bine! Eu sunt de acord cu schimbarea. Deci guvernul a picat, Ponta a picat, să pice și parlamentarii. Considerați că aceste mișcări de stradă vor face o diferență în politica românească? S-ar putea să facă, dar după cum cer ăștia să nu se întâmple să mai fie iar o revoluție. Și dacă împuțitul ăsta de Iohannis, Neamțu, puteți să dați pe televiziune ce spun acum, pe Vâlcea 1. Suntem de la Vocea Olteniei. Așa. Să n-ajungă să iasă toată lumea în stradă. Ceea ce face el, pentru că toți sunt, cum să spun, toți sunt după jemăneală. Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului ca urmare a presiunii străzii? Da, da. Este foarte posibil și s-ar putea să fie posibil și căderea lui Iohannis Neamțu. De ce credeți acest lucru? Cred pentru că nu face ceea ce i-a păcălit pe cei 4 milioane Iohannis din exterior, de la votat. În privința corupției, ce credeți? Cum se vor schimba lucrurile în România, dacă se vor schimba? Cu corupția? Cu corupția numai dacă schimbă Constituția, să vină regele înapoi. Altfel nu termină corupția. Păi începând de la cel mai milițian care l-a făcut milițian, fără școală, fără nimic, l-a băgat în poliție, care ia mită și ăla. Da. Nu e așa ceva, să simă țara asta. Deci să vină că noi am pus o țară de
regi, nici de cună președință. Vă mulțumesc. Nu aveți pentru ce. Bună seara. Ce părere aveți despre manifestațiile care au avut loc în România în ultima săptămână? Proastă, foarte proastă. De ce? În ce sens? Fiindcă o să ajungem într-o criză totală în urma a ceea ce s-a întâmplat. Acolo, acele manifestații n-au avut un scop bine stabilit de manifestanți. Cred că a fost o mână politică aceea. Credeți că aceste manifestări de stradă vor avea impact asupra politicii românești de acum înainte? Mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur. Mai puțin investitori, mai puțin încredere în România, din toate punctele de vedere. Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului acum? E imposibil să faci așa ceva. Ar însemna să intrăm în haos total. Dacă alegerea anticipate, ce dorim? Când vor fi? Martie, aprilie, mai? Când mai e până la alegeri? Părerea mea personală e că ar fi cea mai mare greșeală. Vocea străzii s-a auzit totdeauna și după aceea s-au ales aleșii și... Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului? Acum? Știți cât ar costa România acum? O nouă alegere? Calculați. Eu sunt specialist în așa ceva. Cât credeți că ar costa? Enorm de mult. Alegeri noi, toate treburile, tot. Sume fabuloase. De la cine tăiem? De unde luăm banii? Sincer. Lasă să gândească cei care propun așa ceva. Da? Da. Să vă spun ce înseamnă? Da, spuneți. Mai în Râmnicu Vâlcea ar însemna 100 și vreo 18 centre de votare, a câte 10 membri care sunt plătiți cu mâncare, cu tot, cu buletine de vot, cu... Nu vorbim de... vorbim cheltuiala noastră, a muritorilor. Nu vorbim de cheltuiala lor cu propagandă, cu tot. Lăsăm povestea cu alegerile locale, da? Alegerile anticipate. Vă mulțumesc. Calculați puțin. Nu, întrebați la primărie cât costă numai un referendum, o ambiție de referendum. Să-și ceară drepturile. Sunt tineri, pentru mine mai puțin, dar ei să ceară un viitor mai bun. Credeți că aceste mișcări de stradă vor avea un impact asupra politicii? Totuși trebuie făcut ceva. Ce înțeleg eu de la televizor, trebuie schimbat ceva pentru viitorul copiilor. Pentru noi mai puțin. Credeți că e posibilă dizolvarea Parlamentului acum? E posibil, de ce nu? Să punem oameni care nu sunt corupți, să punem oamenii care nu au avut nicio problemă cu justiția, să punem oameni competenți pentru viitorul copiilor noștri și nepoților. Bună seara! Ce părere aveți despre manifestațiile care au avut loc în România în ultima săptămână? Foarte utile. Trebuia de mult să fie. Credeți că aceste mișcări de stradă vor face o diferență în politica românească? Trebuie. Trebuie schimbat tot. Credeți că aceste manifestări vor face o diferență în politica românească? Nu cred. Nu știu. De fapt, nu pot spune că tinerii vor foarte multe, dar, de exemplu, cei în vârstă nu înțeleg nevoile tinerilor. Chiar deloc. Nu sunt locuri de muncă, nu au ce munci, pleacă în afară, poate muncesc mult mai multe ore decât aici. Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului? Nu știu. Nu știu să spun pentru că este destul de greu să dizolve Parlamentul. Este foarte greu. Chiar dacă, până la urmă, se va accepta un premier, eu zic. Au voie de 3 ori, din câte știu, dar mai este până atunci. Mai avem de așteptat să vedem. Dacă s-ar organiza alegeri peste o săptămână în România, v-ați duce la vot? Da, am votat de fiecare dată de la 18 ani. Și ați avea pe cine să alegeți acum? Da, eu am pe cine alege. Da, deci sunt hotărâtă într-un partid politic. Bine. Credeți că aceste mișcări de stradă vor face o diferență în politica românească? Poate da, poate nu. Buba e de la ăla de sus. De la cine anume? De la președinte. Zic eu.
că de atâția ani făcând numai probleme României, parlamentare și deputați și, mă rog, ce s-a mai întâmplat, va fi în continuare. Cred că trebuie să vină o mână de neamț puternică să conducă țara, sau un englez, sau, mă rog. Bine, vă mulțumesc. Cu plăcere. La dizolvarea Parlamentului acum? Ar fi bine. Ar fi bine. Pentru că sunt numai tâlhari. Oameni care... Ce părere aveți de Udrea? Cât a furat ea? Eu sunt inginer în combinat, la Olchim și eu știu ce. Dar eu nu mi-am permis să... nici atât. Sunt așa... bulversată, nu mai înțeleg nimic. Deci fiind mai în vârstă, nu știu ce să cred. Credeți că aceste mișcări de stradă vor face o diferență în politica românească de acum înainte? Să sperăm că totuși o să facă, să dea voie la tinerii ăștia să se afirme, să facă ceva. Noi suntem mai învechiți în vârstă, suntem mai cu idei mai plafonate. Să le dea mână liberă, că avem tineri valoroși, cu deștepți. Nu toți sunt așa cum se spune, că-s de răbedei, că nu știu ce. Sperăm să vină bine. Atâta vă spun. Credeți că este posibilă dizolvarea Parlamentului acum? Asta nu pot să vă spun. Nu știu. Dar credeți că este necesară dizolvarea Parlamentului? Poate, eu știu, poate nu zic bine ce zic, da? Cred că ar trebui. Cred. Uite, a dat guvernul jos, acum iarna în prag de sărbători, de ele, uite, cum era cu banii, cu ele, cu măriri, de pensii, cu toate ele, ăștia acum ce vor să pună de ăștia după stradă? Credeți că aceste mișcări de stradă vor face o diferență în politica românească de acum înainte? Păi face, să știți. Că în ce sens? Păi tineret, uite, vor altceva, alte ele, noi ăștia care suntem pensionari altceva. Sunteți de acord cu aceste manifestări? Nu. De ce? Că dacă noi aveam creștere economică atâta, n-ați văzut că, deci, era bine, salariile le-a mai mărit ăștia, le-a mai făcut, pensiile le-a ajustat. Deci, sunteți de acord cu demisia în bloc a Parlamentului? Nu. Eu eram de acord așa cum a fost. Deci până acum, banii să-i fi lăsat până în 2016, nu? Cât erau ei până ăla. După aia, pare, bă, așa să fie trecut barmiar în asta. Acum, în decembrie, în prag de ăsta, să faci așa ceva. Vă mulțumesc. Bună seara. Ce părere aveți despre mișcările de stradă care au avut loc în România în ultima săptămână? Sincer, cred că sunt îndreptățite în totalitate. Credeți că aceste mișcări de stradă vor face o diferență în politica românească de acum înainte? Cu siguranță. Adică, din punctul meu de vedere, cred că este necesar să existe o schimbare și o schimbare în bine. De sus în jos și pe orizontală și pe verticală. Practic, s-au produs multe frustrări. În ultimii 25 de ani, cel puțin, s-a ajuns la concluzia că așa probabil nu se mai poate. Este momentul în care orice om din această societate românească trebuie să înțeleagă că legea trebuie să fie respectată. Unde nu există lege, există anarhie. Unde există anarhie, nu există viață decentă și nu mai putem vorbi de progres sau prosperitatea societății. Considerați că este necesară demisia în bloc a Parlamentului acum? O demisie în bloc a Parlamentului, mă tem că ar putea să genereze foarte multe lucruri destul de grave pentru societatea românească, mai ales în plan internațional. Adică ar fi o destabilizare și România ar avea de suferit din punct de vedere sociopolitic, dar și economic. Nu cred că este o soluție. Mai degrabă este necesară necesară o epurare. Parlamentul României trebuie să devină ceea ce ar fi trebuit să fie de la start, adică oameni incoruptibili, oameni foarte bine pregătiți, cetățenii ai statului român care sunt în Parlamentul României convinși că o parte
din libertatea cetățeanului care a cedat-o în momentul în care l-a votat pe parlamentarul care se reprezinte interesele, este necesar să devină o certitudine. Dacă nu avem această certitudine, cetățeanul de rând va înțelege că anarhia perpetuează, că atare haosul nu este decât la un pas în urmă și cu siguranță nimeni din societatea românească nu trebuie să-și dorească acest lucru. Consider că trebuiau făcute de mult chestiile astea. Credeți că aceste mișcări de stradă vor face o diferență în politica românească? Eu sper. Nu știu, dar sper. Sunteți de acord cu o demisie în bloc a Parlamentului? Credeți că ar fi benefică pentru societatea românească? Aș tinde să cred că da, dar nu știu cine ar fi mai bun până la urmă, că în ziua de azi nimeni nu mai e. Bună seara! Ce părere aveți despre mișcările de stradă care au loc în ultima săptămână? E bine, lasă că sunt bune, sunt bune mișcările. Credeți că vor face o diferență în politica românească? Nu face nicio diferență, dar e bine ca să mai știm de ceva. Dar nu credeți face. Că este necesară demisia în bloc a Parlamentului? Nu. Nu, cred că nu e bine. Păi ce facem atunci? Să alege praful de țară. Păi da, să alege praful de țară. Mulțumesc! Doamnă, ce să zic, este foarte bine, dar nu trebuie oprit aici. Trebuie să dați tot jos, tot guvernul. Pentru că dacă a căzut decât domnul prim-ministru, este foarte puțin, domnul premier. Credeți că aceste mișcări de stradă vor face o diferență în politica românească de acum înainte? Nu cred. Nu cred pentru că este prea dintr-o dată. Sunt 25 de ani în care am trăit cum am trăit. Și eu cred că pentru asta trebuie timp. Timp pentru tineret, timp pentru politicieni ca să înțeleagă, bine, dacă vor să înțeleagă, cu toate că nu cred chestia asta, pentru că sunt 25 de ani în care sunt, cum să vă spun, este prea înfiptă caracatița. Este prea înfiptă. Sunt 25 de ani în care n-au înțeles nimica. Sunt securiști la putere, printre masele de oameni s-au infiltrat și așa zisii instigatori. Nu știu ce să zic, dar eu cred că este bine că am ieșit în stradă, dar este prea devreme. Este prea devreme să vorbim acum, trebuiește să o săptămână, două, să vedem ce se va întâmpla. Dacă a fost decât un foc de paie sau... Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, dar este greu. Credeți că e necesară demisia în bloc a Parlamentului acum? Nu cred, pentru că tot ceea ce s-a făcut în ultimii ani de zile se va duce pe apa sâmbetei. Adică vorbesc de vesteria statului, banii care s-au făcut, care domnul Ponta i-a făcut până acum. Nu știu ce să zic, nici asta nu cred că a fost o soluție. Nici asta nu cred că a fost o soluție, pentru că cu totul altceva trebuie făcut. În opinia dumneavoastră, care credeți că ar fi soluția la momentul acesta? Sincer să spun, mă cam depășește. Nu iubesc și n-am iubit niciodată politica, dar sunt oameni în măsură care, și sunt foarte mulți oameni deștepți în țara asta, care pot face ceva, care pot veni cu idei. Eu, ce să zic, nu pot să-mi dau cu părerea, pentru că nu iubesc politica și n-am iubit-o niciodată. Dar sunteți de acord că o schimbare s-a produs? Bineînțeles, bineînțeles s-a produs, dar nu este de ajuns. Nu este de ajuns, a fost o săptămână în care au murit, din cauza lor au murit, pentru că sistemul este praf. Din orice punct de vedere, avem spitale care, știți dumneavoastră foarte bine și la noi în Vâlcea, este jale, pur și simplu jale. Pleci bolnav, vii mai bolnav. Deci, în primul rând, sunt trei opțiuni care se pot întâmpla. Spitalele, sistemul sanitar, adică, nu știu cu corupția ce se va întâmpla, pentru că, v-am spus, este foarte greu, pentru că 25 de ani de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, oamenii au murit degeaba. Deci, pur și simplu, au murit degeaba, pentru că nu vreau să vorbesc urât, că sunt un tânăr care, dintre toți, care câteodată le mai scapă, pentru că am ajuns la capătul puterilor. Toată lumea pleacă în partea cealaltă, tot tineretul ne pleacă din țară, pentru ce? Cât o să mai dureze așa? Dacă nu ieșim acum, acum este timpul să ieșim. Am fost și ieri, am fost și alaltări în oraș, cum iese lumea în toată țara, trebuie să schimbăm ceva. Pentru că dacă nu schimbăm acum, nu cred că vom schimba niciodată. Părerea mea.